rezultatele bune pe care le-am înregistrat anul trecut, dar și prognoza de creștere a acestui domeniu ca urmare a restricțiilor sau a limitărilor pe care decidenții politici încearcă să le impună utilizării ambalajelor plastice, ne-au făcut să considerăm că ar fi oportun să creștem foarte mult capacitatea de producție. Ăsta e motivul pentru care deja avem în fabricație două linii tehnologice la fel de moderne ca cea pe care o vedeți în spatele meu, astfel încât ne va permite ca undeva pe finalul anului viitor să reușim creșterea capacității de producție cu aproximativ 300%. Sigur că încărcarea la capacitatea maximă va ține foarte mult și de randamentul pe care îl vor avea colegii mei și de adaptarea noilor noștri corești, pentru că deja suntem în etapa de recrutări la tehnologia asta, care nu-i tocmai una simplă, dar în același timp e făcută de așa natură încât să ne asigure o productivitate foarte mare. Prin urmare, trebuie să începem să formăm piloți, cu ghilimele spun eu, care să utilizeze aceste echipamente și care ulterior să ne permită să atingem randamentul aproape de maximum tehnologic pe care echipamentele le au. Investițiile pe care le avem prognozate pentru următorii 2 ani se apropie de aproximativ 10 milioane de euro și încercăm să le acoperim deopotrivă prin atragerea de investitori, prin fonduri equity, dar în același timp punem mare accent inclusiv pe monitorizarea tuturor liniilor de finanțare cu fonduri europene. Suntem în curs de a solicita un ajutor de stat tocmai pentru a dezvolta capacitatea noastră de producție, dar în același timp ne gândim și la extinderea colaborării cu partenerii noștri bancari, de așa natură încât prin mai multe forme de finanțare să putem să ne asigurăm necesarul de lichidități, astfel încât să creștem, așa cum spuneam, fluent activitatea, atât din punct de vedere a echipamentelor, a personalului, dar nu în ultimul rând a stocului de materii prime și materiale. Pentru că imaginați-vă la o fabrică de anvergură asta, care ulterior va crește cu aproximativ 300%, va trebui să avem pregătit un stoc de materii prime, un stoc de hârtie care n-ar trebui să scadă sub 3-4 mii de tone. Asta înseamnă de asemenea un alocarea unor fonduri pentru a acoperi tot acest necesar, dar suntem pregătiți și optimiști totodată că o să facem o surpriză plăcută distribuitorilor noștri, în special din Europa, dar și din Statele Unite, care abia așteaptă să le comunicăm că am reușit să creștem capacitatea de producție.